Că introducerea caracterului e chiar foarte, foarte... Ia uite, bă, ce șmecher, bă! Bă, nu cred așa ceva, ce șmecher este! Eu, numele meu este Ca, iar în video de astăzi ne jucăm 5M pe serverul Bounce România Roleplay. După cum știți, am așteptat o mare perioadă din timp ca să intrăm pe acest server, deoarece este mentenanță. Chiar acum așa deschis porțile, să zic așa, este versiunea Alpha Bounce România. Și după cum puteți observa, noi nici măcar nu avem caracterul făcut, așa că am zis să nu îl fac și să vă prezint puțin cum este cel mai modern server din România după câteva aproape 2-3 luni de lucru. Deci hai să vedem cum este. Apasă pentru a te ridica frumos. Suntem aici undeva pe la hotel. Vedem că avem și un interior custom, dacă nu mă înșel. Sau este ăla de la Maze Bank, dacă nu mă înșel. Ia uite unde mergem acum. Ia uite aici, că sunt chiar foarte curios ce facem. Avem aici prenume. Ia hai să vedem. Avem frumos Webby. Așa, la nume Web. Webby Web, frumos. Înălțime o să punem 1.92. Sex masculin. Aba, trebuie să scriem bărbat, am înțeles. Aba, nu, pur și simplu un M. Data de naștere 23-02-1997, ca la toate caracterele, și o să dăm pe confirmă. Bă, sincer, n-am mai văzut așa ceva pe niciun server pe care am intrat eu, pe care am jucat. Adică mi se pare super, super tare. Acum este și versiunea SX, într-adevăr, dar... chiar mi se pare super, super tare. Ia uite, de aici ne putem face și înfățișarea. După cum puteți observa, culoarea pielii. Hai să ne facem puțin caracterul cum îl facem noi de obicei. Bun, și hai să ne selectăm și culoarea ochilor. Uite, o să-i lăsăm pe... Bun, haideți că ne-am făcut și înfățișarea. Iar apoi o să dăm noi... unde o să dăm exact? Bun, haideți că ne-am făcut înfățișarea, iar acum o să mergem noi la haine pentru... Ia uite, avem un outfit casual, outfit streetwear și outfit de business. Hai să vedem un streetwear cum este. Probează, avem un outfit casual și business. Hai să-l selectăm pe acesta și acum o să dăm pe confirmă și cred că pur și simplu acum o să ne dea afară din hotel, dacă nu mă înșel. Adică v-am spus că nu am mai făcut până acum tutorialul acesta și chiar mi se pare unul foarte, foarte unic din punctul meu de vedere. Scrieți-mi și voi în comentarii ce părere aveți despre acest server, adică mie mi se pare unul foarte, foarte tare cum este făcut până acum. Ia uite, avem o animație aici cu tenis. Ia să vedem. Bă, mi se pare așa ca un fel de film. Adică introducerea caracterului e chiar foarte, foarte... Ia uite, bă, ce șmecher, bă. Bă, nu cred așa ceva, ce șmecher este. Fără nicio caterincă. Bă, ești nebun. V-am spus că nu mai îmi vine să zic nimic, adică deja parcă m-a introdus așa într-o lume a filmului, ca și cum eu sunt un caracter. Ia uite, avem și un taxiu, frumos aici cu NPC, îmi place foarte, foarte mult hood-ul, cum este, iar acum oare unde mergem, că sunt chiar foarte curios. Ne-a lăsat taxiul aici, frumos, a dispărut aparent. Bună ziua, domnule. Bună ziua, bună ziua. Avem un închiriază bicicletă și hai să mergem puțin până acolo la primărie să vedem mai exact ce este. Am văzut acolo că este o animație, probabil o animație, o iconiță. Nu știu, probabil putem să facem ceva aici, ne luăm joburile sau ceva de genul. Ia să vedem noi aici. Ce putem să ne luăm? Ia uite aici că este o iconiță. Verifică facturi și amenzi. Am înțeles, deci de aici avem facturile și amenzile mele. Cred că cam atâta puteți să faceți din acest loc, așa că hai să mergem până afară ca să ne închiriem o bicicletă. Hai să ne luăm noi o bicicletă, ia uite, o să ne luăm, uite asta, îmi place foarte, foarte mult, cu $20. Hai să ne urcăm și pe ea. Bă, hai că sunt foarte curios să văd cum este meniul, F1, F2? Da, de pe F2 avem, mamă ce frumos este inventarul ăsta, chiar e super, super tare. Avem torpedo vehicul, pe F3, F4, F5, K merge? Deci de pe K ne selectăm noi telefonul. Așa că mă băieți, înainte de toate, până o să mergem noi la Job Center ca să vă prezint puțin cum este acolo, o să mergem noi să ne îmbrăcăm clasic cu Webster 2K. Deci haideți să nu mai stăm la discuții și să mergem până la magazinul de aici. Bun, haideți că am cumpărat și hainele, ne-a costat $149. Și acum haideți să mergem noi până la Job Center. Ce joburi putem să ne luăm? După cum puteți observa, văd aici ceva Digital Den, ferma lui Nia Ion, Bounce Bikes. Avem foarte, foarte multe opțiuni, așa că hai să mergem noi până la Job Center. Văd că tot acolo este situat. Mi se pare o locație chiar foarte, foarte bună să pui Job Center-ul, așa că hai să mergem. Mama, am venit aici și după cum puteți observa, avem foarte, foarte multe opțiuni. Avem șomer, smurt, poliție, miner, șofer, autobuz, fermier. Nu muncești, dar tot primești un mic ajutor social din partea guvernului. Avem aici ajutor. Ia, uite, de exemplu, dacă vrei
vrea să mă angajez la poliție. Polițiștii sunt obligați să respecte și să pună în aplicare Constituția, cât și codul penal al României. Așa că nu știu ce job să-mi iau eu acum. Hai să ne luăm jobul de, probabil dacă vrem să aplicăm, probabil ne... Da, exact, ne trebuie o aplicație in character. Nu ne trebuie o aplicație pe Discord ca să aplicăm sau pe panel. Pur și simplu aplicăm in character, deoarece serverul este unul SX Hard Roleplay. Dacă nu mă șer, chiar Advanced Roleplay, ceea ce este super, super tare. Așa că hai să ne angajăm, nu știu, hai să ne angajăm ca fermier, dar joburile o să le facem într-un viitor apropiat, adică într-un viitor videoclip, deoarece am foarte, foarte multe chestii pe care să vă prezint în videoul de astăzi. Mă sunt chiar foarte curios să văd ce mașini pot să-mi iau eu de banii pe care i-am eu la început. Uite, aici este showroom-ul, unul clasic, îmi place. Și hai să mergem puțin până acolo să vedem ce mașini pot să-mi iau. F1, din câte am văzut, avem mai multe opțiuni, avem animații, acțiuni, vehicul, inventari, ia uite la buletin. Uite, am intrat aici și vedem pe domnișoara aceasta, deschide catalogul, ia uite aici ce are. Deschide catalogul, am înțeles, hai că mă duc la domnișoara atunci dacă ea a fost prima aici. Deschide catalogul pe și avem aici Bounce Showroom. Bă, este un meniu foarte, foarte frumos. Avem aici foarte multe mașini, după cum puteți observa, Dacia Logan, BMW, E46, cred că la asta o să-mi stia capul să-mi iau prima dată. Bă, nu știu acum dacă am bani de el. Sincer, chiar nu știu câți bani am, dar hai să dăm puțin la pagina a doua să vedem Dacia Sandero, Aro, BMW M46, categorie de drift. Uite, ăsta e frumos, Kawasaki ăsta, ZX10 Aero, e chiar super, super tare. Mă, din câte văd, sunt mașini pe placurile tuturor, adică aveți și categorie muscle, sedanuri, aveți și SUV-uri, off-road, după cum puteți observa, și Subaru ăsta în preța VRX e super tare, cât și Ford Focus RS-ul ăsta. Bă, da, chiar sunt foarte multe mașini, ia uite aici, avem și clasa de drifturi, adică că sunt niște mașini și GDM, cam tot ce vă doriți voi. Dar sunt chiar foarte, foarte curios să văd care este cea mai scumpă mașină. Probabil cea mai scumpă mașină se află pe pagina 8-a și este un Ferrari la Ferrari care costă 1.400.000. După cum puteți observa, și aici avem și un Rolls-Royce Wraith de 350.000, categoria de lux. Aceste trei sunt categoria sport. Bă, îmi place super, super mult cum este făcut. Așa că mai bine noi o să mergem înapoi pe pagina 1 și o să luăm de aici o mașină, dar nu știu. Hai să vedem puțin test drive-ul la BMW E46. Ia uite, ne-a dat aici în paletă și pur și simplu acum cred că avem un minut la dispoziție ca să ne plimbăm cu BMW-ul. Bă, sincer, chiar foarte, foarte frumos făcut, fiind și M3. Nu am de ce să vă mint. Hai să vedem puțin dacă este de clasa drift, așa poți face drift cu ele. Bă, îmi place, da. Bă, da. Poți să faci drifturi cu ele, poți, gen, se controlează, îmi place că se controlează cu o mașină reală. Adică, nu sunt mașini Pokémon, adică să meargă cu 300 la oră. Ia să vedem asta de curiozitate, cât merge. Din câte știu eu, Bounce mi-a spus că mașinile sunt cu viteza lor reală. Deci, din câteva am văzut eu, accelerează foarte, foarte mult până la 140. Stați așa puțin să-i dau eu aici. Ia să vedem cu cât merge viteza maximă la BMW M3. Avem deja 140-150. A, da, pare ne-a scos din showroom. În fine, nu este nicio problemă. Iar acum, bă, eu aș vrea sincer să-mi iau E46 ăla, că e chiar super tare. Dar nu știu dacă am bani, nu ai destui bani, am înțeles. Hai să ne cumpărăm atunci o dubă de asta Speedo, avem bani? Avem. Ia uite, vehiculul cu numărul de matriculare București 770 Iot a fost cumpărat. După cum puteți observa, avem și o dubă, putem să transportăm marfă destul de multă cu ea, zic eu. Adică pur și simplu mergem la fermier, acum vedem noi în videoclipurile viitoare dacă transportăm și altceva ilegal. Stați geană pe canal, dar ce urmează niște videoclipuri super, super tari. Am vorbit cu Bounce și o să urmeze niște videouri extraordinar de faine, un roleplay și tot ce trebuie. Hai să vedem puțin și teritoriile cum sunt, adică nu știu ce mafie e asta, sincer. Avem aici mina națională, ia uite, avem teritorii în Los Santos, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avem și în afara hărții, da, uite, avem și unul în Paleto. Și prin Sandyshore nu prea sunt, deci orașele principale, să le zic așa, adică orașul principal, în mare parte, este Los Santos, dar aveți activități și pe toată harta, după cum puteți observa. Așa că hai să mergem noi până la secția de poliție, deoarece din câte am văzut pe hartă este într-un alt loc. Adică dacă dați voi pe hartă și mergeți voi la checkpoint-ul acesta, vedeți un nou semn de circulație. Semn de circulație, că s-a vorbit. Semnul poliției. Și hai să mergem până acolo să vedem. Ia uite, aici este poliția. Bă, sincer, super, super tare locația. Nu știu acum dacă am eu voie să parchez aici.
Uite și mașina de poliție. Ma, hai acum, Ana, să ne riscăm așa să intrăm aici. Sunt foarte curios să vedem puțin. Dacă ne întreabă ceva, am zicem că am venit să, nu știu, să căutăm pe cineva. Ia uite, avem aici Poliția București. Avem aici, nu știu ce este. Este un Dodge, da, Charger, super, super tare. Așa că hai să mergem, nu știu, în interior. Hai să vedem, avem voie să intrăm pe aici. Să vedem ceva, documente, ia uite acolo niște păpuci. Bună ziua. Domnul, ce faceți aici? Bună ziua. Nu, pe aici este domn polițist. Nu, nu, aia intră la polițiștilor. Mă scuzați. Păi am aici, după am parcat-o, că am crezut că aici este parcarea, domnule. Mă scuzați, cer mii de scuze, domnule. Cer mii de scuze, domnule. Aolo. Am intrat aici la băiți, na, din greșeală, să zic așa. Oricum am vrut să mă risc, dar au fost polițiștii, nu-i problemă. Mă scuzați, domnule. O parcați acolo în față și veniți la secție. Bine, vă mulțumesc, o zi frumoasă. Hai să mergem, că ne-a cam prins așa poliția, nu e de noi. Bă, am ceva în spate, mă? What the fuck? Pasul niște gunoi, am crezut că e ceva, om, am zis, ce dracu am în spate. Bun, haideți să mergem puțin și la spital. Unde este spitalul, întrebarea mea este? Uite, avem aici spitalul, este ceva unic din câte văd, adică nu este spitalul ăla unde se află pe toate serverele, așa că hai să mergem până acolo să vedem dacă ne putem trata, să ne cumpărăm niște viață sau pastile, ceva. Uite, aici este spitalul, Viceroy Medical Center. Hai să parcăm, nu știu, uite aici, chiar dacă scrie acolo no parking, suntem prieteni cu toții. Hai să mergem puțin cum este, să vedem dacă ne putem lua ceva pastile sau ceva. Ia uite, avem aici pe băiatul nostru și de pe aici cine putem lua? Putem să facem ceva pe aici? Bună ziua. Stai mă, că stai în PC, mamă, ce prost sus. E pentru a primi tratament medical. Ma, ia uite. Nu cred așa ceva, ce jmaker. Și acum unde ne duce? Ne duce aici? Ward A? Ai de cap, măi, ce tare. Păi și acum ne bagă aici și ne lasă. Sau ne pune pe pat, te tratează medicul 10 secunde. Bă, super, super tare, n-am de ce să vă mint. Și acum, pur și simplu, cred că avem toată viața făcută la loc, nu? Mamă, am plătit aproape $200 pentru medic, însă ne-a tratat viața, ne-a salvat viața, să zicem așa. Hai, atunci să ieșim, dar nu știu pe unde mai exact, uite aici, exit. Mă duc să-i mulțumesc la domnul medic, vă mulțumesc, domnule, o zi frumoasă. Chiar dacă este NPC, trebuie să fim respectoși. Și bă, sincer, chestii, e chiar super tare locația de aici, adică nu m-am așteptat la așa ceva. Nu știu, sunt locații custom destul de ok, chiar dacă sunt cele din joc, cele din story mode, dar sunt chiar super, super tare, adică nu mai vezi pe alte servere spitalele acestea. Dacă sunt și pe alte servere, vă rog frumos să-mi spuneți în secțiunea de comentarii, deoarece eu nu prea am văzut. Și dacă toți suntem pe aici și avem un magazin în față, haideți să mergem puțin să vedem ce ne putem lua de la magazin, deoarece, după cum puteți observa, trebuie să bem și să mâncăm ceva, deoarece ne este sete și foame. Uite că am primit și salariul de la guvern și avem aici un NPC, uite, de prin magazin. Și ce ne putem noi lua? Ne putem lua o apă și un burger. Hai să scriem aici o apă, pur și simplu o tragem în inventar. Hai să ne mai... Bun, haideți că mi-au luat două sticle de apă și doi burger, de fapt. Și hai să vedem ce putem să mai facem pe aici. Putem, de fapt, cumva să deschidem ATM-ul. E-ATM. Bă, dar nu mă lasă să deschid, probabil trebuie să mergem până la bancă ca să ne deschidem un card. Dar înainte de toate, haideți să mâncăm puțin, deoarece ne este foame. Uite, avem aici burgerul, dăm pe folosește, tot ce trebuie, bem și o sticlă de apă, iar acum o să mergem la bancă ca să ne deschidem un cont, deoarece nu mă lasă să accesez ATM-ul, dar nu știu de ce. Mai stați așa, că am văzut pe Meli, cred că am pronunțat bine numele, nu știu, că este un fond mai special, că a scris pe ce deschid telul. Hai să-i spunem pe capa, deoarece noi știm de pe ce se deschide telefon, dar noi nu avem un telefon, așa că am văzut aici Digital Den. Și hai să mergem puțin să vedem, probabil de aici ne cumpărăm ceva electronice. The Home of Electrics, ia uzi. Ia să intrăm aici. Băi, clasic magazinul ăsta, să mor dacă nu e așa, la orice colț este unul de ăsta de electronice. Apăsăm pe și de aici ne cumpărăm telefon, îl tragem în inventar și am plătit $500. Ia uite, aici putem să intrăm. Da, uite, aici este ca un fel de birou și avem și telefonul să-l folosim. Stați așa să ieșim de aici, să nu zică lumea că vrem să furăm ceva, dăm pe capa. După cum puteți observa, aici avem mai multe chestii, avem telefon, bancă, notițe, contacte, Twitter. Hai să vedem cu Twitter-ul. Până de dimineața, București, bună seara, România. Aia zic, băieți, și haideți să mergem până la bancă. Hai că am intrat și noi aici în fleca, avem bancă, cont de economii, carduri de credit. Deci de asta nu ne-a lăsat pe noi să intrăm la ATM, pentru că nu avem un card. Hai să ne punem aici un pin frumos.
confirmă și acum avem un card. Ți-a fost creat un card de credit nou. Avem și criptomonede, după cum puteți observa, preț Bitcoin $44,000. Și chiar sunt foarte curios acum dacă noi mergem la un ATM de aici, cred că o să putem să scoatem, dar cred că deja nu mai trebuie pentru că am văzut că nu mai avem un card de credit. Urmă, băi și fete, sper că v-a plăcut video-ul de astăzi. Bă, mi-a plăcut super, super mult cum este făcut serverul, adică nu știu, îmi place și intro-ul cum este, cum te introduci în oraș, e chiar super, super tare. Și vreau să mă lăsați în secțiunea de comentarii să văd cine intră pe server, deoarece, după cum v-am spus, eu o să mai intru pe server și de acum o să fiu și aici și o să mă joc, o să facem un roleplay, de ce nu, probabil, o să vedem, nu știu, probabil o să vin și la tichete, că probabil o să vă aplic pentru o funcție de staff. Deci, numele meu a fost Sepsar2K, nu uitați să intrați pe Bounce România Roleplay, toate detaliile de la server le aveți în descriere, vă salut și vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut, pa, pa!